Am văzut că mulți de la PSD și-au anunțat demisiile din funcțiile de parlamentari, inclusiv domnul președinte Marcel Ciolacu. Dumneavoastră veți demisiona Cum spuneam, domnul Ciolacu a făcut un gest de onoare pe care l-a făcut și acum 4 ani de zile, a dat un semnal politic că PSD-ul nu susține, spunem, actuala formulă a pensiilor speciale pentru parlamentari, că nu v-au beneficiat de această pensie specială. Au fost și alți colegi care au făcut acest lucru. Vă spuneam, e un gest politic, în primul rând, făcut de președintele partidului, pentru a da un semnal foarte clar că PSD-ul a avut soluții în Parlament care nu au fost susținute de colegii de la PNL, de la USR. Nu s-a întâmplat acest lucru. Demisia, să spunem, întregului Parlament poate fi sau nu poate fi o soluție. Important este semnalul politic dat de un partid la un moment dat că nu susține acest lucru. Aștept măcar o demisie din partea PNL, tot așa pentru a arăta un angajament de a nu susține actuala formulă de pensionare. Deci, momentan, nu faceți niciun anunț astăzi la noi. Cum spuneam, aștept deciziile înțelepte ale tuturor din Parlamentul României, în așa fel încât să dăm semnalul politic. PSD-ul a dat semnalul politic prin președintele partidului că nu susține actuala formulă.